La mijlocul campaniei electorale, liderii ALDE Mehedinți sunt încrezători în șansa partidului de a deveni a treia, cea mai importantă forță politică a județului Mehedinți, iar acest lucru, au mai spus ei, va fi confirmat prin votul mehedințenilor în data de 5 iunie. Drobeta Turnu Severin, candidatul nostru, domnul Romulus Vâlcu, s-a impus deja ca un candidat redutabil și, deși și-a anunțat candidatura la funcția de primar mai târziu decât ceilalți competitori, noi spunem că a intrat deja în lupta pentru funcția de primar a municipiului Drobeta Turnu Severin. La Orșova, Nicolae Jinga, la Vânju Mare, Alexandru Mijache, la Strehaia, Gheorghe Casapu, la Baia de Aramă, Victor Paulescu, sunt candidați redutabili care se bat cu șanse reale, fiecare dintre ei, pentru a ocupa funcția de primar al localităților respective după data de 5 iunie. Proiectele propuse de candidații ALDE sunt menite să revigoreze din punct de vedere economic județul și localitățile sale. Noi, cei de la ALDE Mehedinți, ca județul să nu mai fie unul sărac și după data de 5 iunie, sau începând cu data de 5 iunie, să putem fi și noi un județ prosper. Considerăm că în Drobeta Turnu Severin și în celelalte patru localități urbane, Orșova, Strehaia, Vânju Mare și Baia de Aramă, dar și în celelalte localități ale județului Mehedinți, trebuie să avem comunități dezvoltate economic, unde să se poată trăi decent, unde salariile să fie corespunzătoare, dar mai ales unde tinerii noștri să se poată întoarce pentru a-și găsi locuri de muncă. Pe de altă parte, candidatul ALDE pentru funcția de primar al Severinului, Romulus Vâlcu, a atras atenția salariaților din cadrul primăriei Drobeta Turnu Severin cu privire la lipsa de activitate din punct de vedere administrativ. Aș vrea însă să atrag oarecum atenția salariaților primăriei, că înțeleg că domnul primar este pe în ultimele săptămâni de muncă și nu mai are tragere de inimă, să spunem așa, însă domnile lor, mă refer aici la toți salariații primăriei și în special la șefii de servicii și directorii de direcții, nu sunt în campanie și nu sunt nici în concediu. Le adun la cunoștință faptul că începând cu 6 iunie o să le cer un raport de activitate pe ultima perioadă, perioadă în care, cel puțin din punctul meu de vedere, îmi pare a fi ori în campanie, ori în concediu. Recent înființată, Alianța Liberalilor și Democraților, condusă la nivel național de fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu, a reușit să se impună în ultima vreme drept una dintre cele mai importante forțe politice din România.